da organizatori festivalului, pentru că e o întreagă echipă. Eu sunt selecționerul și directorul festivalului, dar în spatele meu sunt foarte mulți colegi care m-au ajutat în greu, nu se poate face de unul singur. Am să vă spun mai multe lucruri și pe parcursul întâlnirilor noastre, pentru că e o săptămână plină de surprize. Acum vrem să ne apropiem. Nu sunt nici eu, nici domnul primar, nici minunata mea colegă și prietenă, Veronica Dobin, nu suntem festiviști, ci suntem oameni care ne chipzuim foarte bine timpul și mai ales vă chipzuim dumneavoastră timpul în această seară, pentru că ați avut mare inspirație și bună voință să răspundeți invitației noastre. Pentru că așa e frumos, o invit, nu? Doamna Veronica Dobrin, minunata directoare, cea care a ridicat foarte mult ștacheta și mi-am creat mie prieteni vechi al ei. Problema asta să susțin ștacheta aia foarte sus și vă credeți-mă că nu e ușor deloc pentru teatru. Doamna Veronica Dobrin! Mă bucur că inițiativa noastră din 2004 continuă cu succes. Felicit organizatorii, echipa care s-a ocupat. Este un program de 7 zile, care, de 8 zile, da, care vă va încânta. Cred că la sfârșit o să promovați și mai mult teatru, spectacolul de teatru, în așa fel încât tinerii să se îndrepte și mai mult pe teatru. Deja văd că sunt în mare număr. Vă felicit pentru alegerea de a veni la festival, felicit încă o dată pe domnul Savador și echipa domniei sale și sper să ne bucurăm cât mai mulți ani de ceea ce ne oferă teatru. Vă mulțumesc! Mulțumesc din suflet, distinse doamne, îl invit pe domnul primar Marian Dragomir. Bună seara, doamnelor și domnilor! Mă bucur să ne întâlnim în cea mai frumoasă clădire din municipiul Brăila, o clădire plină de suflet, care prinde viață cu fiecare stagiune, cu fiecare spectacol. Vreau să felicit în mod deosebit echipa de actori a Teatrului Maria Filotti, conducerea Teatrului Maria Filotti, dar și să mulțumesc tuturor trupelor care au venit pentru a ne prezenta aceste spectacole deosebite. Aceasta este cea mai frumoasă și cea mai demnă manifestare a unui oraș, actul de cultură pentru care Primăria Municipiului Brăila va găsi de fiecare dată resursele financiare. O să vă facem o surpriză. Acum vorbeam mai devreme, acum câteva zile în urmă, cu domnul director, pentru că noi astăzi suntem la Festivalul Național Zile și Nopți de Teatru la Brăila. La anul nu va mai fi așa. La anul vom fi la Festivalul Internațional de Teatru Zile și Nopți de Teatru la Brăila. Suntem convins că și anul viitor vom vedea, atunci când ne vom îndrepta către teatru, cea mai populată stradă din municipiul Brăila, strada din centrul vechi Mihai Eminescu, și vreau să le mulțumesc tuturor celor care ne-au ajutat să dăm viață centrului istoric și acestei străzi. Doamnelor și domnilor, declar deschisă a 12-a ediție a Festivalului Zile și Nopți de Teatru la Brăila. Pe repede înainte, mulțumim din suflet conducerii primăriei. Eu e într-adevăr strălucită. De fapt, am revenit la un format pe care l-a creat distinsa colegă și prietena. A fost și am văzut chiar când eram eu în alte zone ale țării. Am venit aici cu mare plăcere și am văzut câteva spectacole excelente străine. Să ne întoarcem într-adevăr la acest format internațional. Ne mulțumim din suflet conducerii primării, întregului Consiliu Local, sunt câțiva consilier local, i-am recunoscut și le mulțumesc din tot sufletul pentru susținere. Mulțumesc de asemenea, nu sunt foarte mulți, dar sunt colegii mei de suflet, cronicari. Sunt alături de noi și vă rog să-i aplaudăm, sunt mai mulți ei, dar aici este o zonă la care sunt unul dintre cei mai importanți
cronicar care sper să confirmeze, așa cum știu eu și profesional și obiectiv, ceea ce s-a întâmplat. Mulțumesc din suflet tuturor colegilor mei din teatru. Spuneam că e o echipă sudată, este o echipă cu mare experiență clădită de doamna Todrin. Ei știu ce au de făcut, sigur, direcția trebuie să selecționeze, este normal. A lui este și răspunderea foarte mare, așa că dacă totuși vreți bani înapoi la anumite spectacole, facem o listă deschisă și asta este, o să mă împrumut. Trebuie să încerc să... Eu sper să nu fie situația asta, am ales spectacole, zic eu, importante și care să leagă cumva în acest concept al comediei între ohot și lacrimă. Vreau să le mulțumesc din suflet tinerilor frumoși care sunt și veți vedea, eu sunt tare mândru de ei și aș vrea să-i aplaudăm pe voluntari, niște elevi minunați pentru ei. Le mulțumesc tuturor voluntarilor, sunt foarte preciși, foarte serioși, cam serioși, le-am mai zâmbit și voi, mă, că nu vă crede lumea, așa. Niște copii tare, niște tineri foarte buni și care vor duce mai departe, să zic, mesajul nostru și lucrurile foarte frumoase și culturale care se întâmplă în Brăila. Și aș mai vrea să fac o singură referință. Spectacolul din această seară este, scriem un articol astăzi pentru suplimentul și vreau să-ți mulțumesc, bine că mi-am să aminte. Și e bine că mi-am să aminte, o să leagă lucruri, doamne, doamne. E vorba de partenerii media. Ca întotdeauna, mass media locală și-a dat mâna, avem o susținere importantă, dar aici trebuie să precizez, totuși obiectivul cea de ele face un lucru foarte bun de 3 ani, împreună cu noi. Am revenit, cum era și problema, te-am evocat de multe ori, dar ești o greu bună, da. Da, chiar a făcut niște lucruri minunate, doamna Dobrin, și am revenit la această colaborare cu obiectivul cea de ele. Le mulțumim din suflet pentru sprijin, pentru cele trei numere, vor fi trei numere, suplimente teatrale. Și spunea, vreau să închei prin a face o precizare. Scriam dimineața un articol, punctul de vedere al, să zic, al selecționerului. În această seară vom vedea un spectacol tulburător. O să ziceți, foarte minunat, ce caută în această, să zic, selecție de spectacole subsumate comedii. Nu este o comedie, mă trebuie să vă spun, dar este apanajul selecționerului, care mai este și directorul teatrului acestei minunate urbe, este bucuria mea să vă propun o premieră absolută. Cum sigur am mai văzut în afara un colectiv foarte interesant de realizator, pe care îl veți vedea în sfârșitul spectacolului. Eu l-am văzut ieri dimineață și sunt extrem de mândru de acest spectacol. Nu caut să vă influențez gusturile, sunteți un public pe care îl laud tot timpul foarte exigent, dar a precizat, este dreptul selecționerului, dar vă propune și l-am propus exact la început, ca un fel de memento, scriam eu, să nu uităm că teatrul înfățișează și suișurile și covorișurile destinului uman. Despre ceva covorișuri e vorba în seara asta, dar pentru că eu, genomile, este unul de cei mai importanți dramaturgi americani moderni, iar textul Before Breakfast este, chiar dacă este un text scurt, într-un act, este o piatră de încercare pentru regizori și mai ales pentru actori, mi-am luat libertatea să vă propun, de vederea selecționerului, să începem cu o reflexie puțin mai profundă, ca de mâine să ne lăsăm purtați de comedie. Nu vă faceți iluzii, nu este comedia hi-hi-ha-ha și știu că nu vă faceți iluzii, sunteți primii care nu doriți acest lucru. Sunt comedii care ne fac să ne gândim puțin la locul nostru, poate scurt din tema, poate din ce nu, dar sunt texte atât de importante, visurile noastre, Vară, Pescărușul, Escu, care propune, ce să spun, al nostru Mihail Sebastian în ultima oră, sunt texte foarte importante și o să vă aduceți aminte la sfârșitul festivalului, că am avut dreptate când v-am spus, să începem cu Eugen O'Neill, să privim coborâșurile,
disperare, și să plecăm de mâine spre o parte puțin mai luminoasă. Însă este atât de profund și de tulburător și de emoțional ce vedeam seara asta, încât cred că ați și uitat că este excepția festivalului. Doamnelor și domnilor, nu mai vă prelungesc. Mulțumesc din suflet tuturor sponsorilor, exact, sponsorilor și suntem aici, fără ei nu poate avea chiar atâta strălucire, știți la ce mă gândesc? La strălucirea ochilor, mulțumesc. Ați înțeles, da? Mesajul. Și atunci, mulțumesc pentru atenție, chiar m-am muncit, asta este. Mulțumesc, domnul primar, că și-a, eu știu cum a ajuns, a făcut un efort foarte important și a ajuns la timp. Și vă invit la Before Breakfast. După aia ne uităm ochii în ochi, eu mă uit la toți, trebuie să vorbim. Să împart, nu să mulțesc cu cât sunteți cu doi ochi și sunt convins că sunteți la dreptate. Doamne și domnilor, la teatru! Dar înainte, da, am niște oameni, dați-mi. Fără oamenii mei, mulțumesc Silvia. Nu mi-a spus nimic. Și dânsul mi-a făcut surpriza să ajungă. Și mă gândeam la sfârșit, dar nu, e așa, să ne ținem cu mine. Este mai mult decât o diplomă, este o plecăciune pe care o facem, să zicem, mai frumos al cuvântului. O plecăciune făcută celor care, având pârghiile financiare, fac lucruri foarte importante. Vă spuneam adineau când a venit domnul primar, a fost o vară nemaipomenit și sunt obiective. Chiar naturalizabile. A fost o vară plină și atunci dați-mi voie ca în semn de prețuire pentru consistentul suport pe care îl acordă, să acord diploma de excelență care se conferă Primăriei Municipiului Brăila în semn de prețuire și recunoștință pentru implicarea și susținerea celei de-a 12-a ediție a festivalului Zile și Nopți de Teatru la Brăila. Domnule primar, e rândul meu să vă oferă diplomă. Vă mulțumesc, domnule director. Această diplomă este a Primăriei Municipiului Brăila și a fiecărui cetățean din Municipiul Brăila îndrăgostit de cultură. Și vreau să vă mulțumesc în mod deosebit, pentru că suntem împreună în această seară și punem pe primul plan cultura. Eu știu că sunteți nerăbdători, așa că vă invit la teatru.